Adică cum noi trăim cu 2,4 MW, cu mama și părinții tăi trăiesc la Pitești cu 2,4, să trăiască și el tot cu 2,4 în Germania și atunci aplaudă și zice solidar, domne, cu toată Europa. Ai înțeles? Atunci sunt solidari. Nu, dar eu mai spun. Ce nu? Iertați-mă, nu. Asta e realitatea. O să spun până la sfârșitul acestei emisiuni să ne intre tuturor în cap. Dom'le, avem, iertați-mă, niște propagandiști atât de tâmpiți la un moment dat, încât, nu, o să folosesc termenul ăsta dur, pentru că asta e situația în care ne aflăm. Încât vin și ne spun nouă că, ia uite-mă cum arată România profundă. Pensionarii renunță la medicamente, murături și carne ca să-și plătească facturile. Deci sunt au spirit de sacrificiu, mă, părinții noștri. Și mai au puțin și aproape că parcă îi văd aplaudând și spunând bravo, părinții noștri, vă mulțumim, faceți și acest sacrificiu. Băi, părinților noștri n-ar trebui să le lipsească nimic, mă, în momentul de față. Corect. Nici căldură în apartamente, nici murăturile, nici carnea din frigider, nici concediile, dacă s-ar putea. De ce? Pentru că zici oameni care au muncit ca în această țară să existe. Nu, ai Bicaz, Vidraru, Nuclear Electrica, Bicaz, Vidraru, Porțile de Fier 1, Porțile de Fier 2. Ei au făcut aceste... Toate termocentralele. Da? Cum să-i spui unui om care știe că România a avut capacități de producție? Nu contează când au fost făcute, că pe vremea lui Ceaușescu sau pe vremea lui Iliescu sau lui Băsescu sau lui Iohannis. Nu contează. Au fost făcute de poporul român, de părinții noștri, de bunicii noștri. Și să lasă ăstea, că nu pleacă cu ele mormânt niciunul, da? Și aș cum să-i spui pensionarului din România, renunță astăzi mai ai medicamente, murături și carne, pentru că, nu-i așa, statul român are nevoie să alinieze prețurile la neamțul care, uite așa a făcut, an de zile cu gazul rusesc. Și a zis să vină gazul ieftin, să meargă să ducă economia. Dar și acum face, pentru că nu e nici pe departe comparabil, pentru numele Dumnezeu, comparabil nivelul de trai din Germania, mai ales al pensionarilor cu cel din România. Citeam azi că în Danemarca le dau angajaților pături pentru că vor sta la 19 grade în băncile daneze. Cu alte cuvinte, hai și la noi 19 grade. Zău, mă, dar de ce? Când România are gaze, are capacități de producție de energie electrică, da? De ce trebuie să stau la 19 grade în casă? Care e ideea? De ce, Mirel? Spune-mi tu, că poate ai vreun răspuns. Dar nu mă băga pe asta că românii merită tot ce e mai bun. Îmi cer scuze, dar trebuie să o spun, pentru că românii merită tot ce e mai bun. Și îți mai dau un răspuns și mai nazist, care a fost pe buzele a majorității politice din România timp de 10-15 ani de zile. Și care a spus de manieră implicită, în mod constant, ceva de genul următor. Pensionarii nu sunt oameni, pensionarii nu merită respect, pensionarii merită dispreț. Pensionarii sunt niște comuniști medievali care trebuie să fie șterși de pe fața pământului. Președintele României a venit și a spus, PSD trebuie să dispară de pe fața pământului. PSD fiind partidul, singurul partid care a militat pentru creșterea pensiilor și pentru nivelul de trai al pensionarilor. Ai un dispreț profund la nivelul clasei de mijloc a României, care este preponderent de dreapta și globalistă, pentru sub oameni, ghilimele de rigoare, ca să înțeleagă și CNA-ul în cazul în care se apucă să facă analiză de conținut primitivă, pentru sub oamenii care sunt prea bătrâni, prea sărași, prea de la țară, care nu au resurse materiale și simbolice suficiente și care sunt priviți cu scârbă. Le pute, bă, le pute. Aduți aminte de fotografia aia celebră în care o mână de naziști români zvârleau în scârbă niște hârtii de un leu, nici măcar de 10 lei, de un leu pe jos și un pensionar le culegea, umil. Ei bine, asta este atitudinea unei părți semnificative a României, îndeosebi tânără, educată, urbană, cool, a la Liceanu, ca să zicem așa, care se dă cu creme. Și asta care, e normal lui, nu știu, că nu mă interesează asta. Și care consideră că pensionarii nu sunt oameni. Și atunci evident că îi doare la bască că pensionarii își taie de la murături. Nu interesează. Băi, tu înțelegi că pe români, pe unii dintre ei nu interesează, sunt de o scârbă și de un dispreț de la superior, strigător la cer. Păi da. Și atunci tu cum vrei cei care sunt la putere să fie mult diferiți de ăștia mici și muți și tinerii frumoși și liberi, care zic că ăia nu sunt oameni, sunt primitivi, sunt medievali.
Ne oprim puțin pentru publicitate. Ni s-a alăturat și profesorul de economie Cristian Păun și îi mulțumesc că e alături de noi. Revenim foarte rapid, da? Vom discuta în continuare despre chestiunile de natură economică pentru că se întâmplă lucruri bizare. Deci trăim totuși niște vremuri în care dolarul trece galopând pe lângă euro. Așa ceva nu s-a mai văzut. Bun. E nebunie curată pe piețe în momentul de față. Trăim niște vremuri în care lira sterlină se prăbușește. Da? Cu toate acestea, toată lumea pompează bani în continuare în războiul din Ucraina. Ok, am înțeles. Poate că așa trebuie. Poate că ăsta este noul model economic. De asta vreau să ne explice domnul profesor Cristian Păun. Poate avem un nou model economic și noi nu ne dăm seama că trăim într-o nouă paradigmă economică. Poate. Poate așa stau lucruri. În același timp, se întâmplă lucruri în România. Gândiți-vă că avem momente în continuare de achiziție publică. A apărut cazul ăsta absolut halucinant al celor 600 de BMW-uri pe care le achiziționează poliția română cu doar 32.000 de euro bucată. Sigur că la 600 de bucăți. Deci economia germană primește o mână de ajutor și din România care zice 600 de bucăți la noi la poliție. Ce faceți, mă, cu BMW-urile? Unde le puneți, mă? Mai pune și benzina sau motorina, ce-o fi pentru BMW-urile respective? Unde vă duceți, mă, cu ele? Zic polițiștii, avem nevoie să alergăm cu ele pe autostrăzi. Pe care autostrăzi? Avem două marșilate în toată țara. Unde alergați, mă, voi cu BMW-ul pe autostrăzi? Luați-mă, bă, niște trotinete electrice sau biciclete, mă, ca să vă deplasați într-o intersecție în alta, nu vă trebuie decât pe bicicletă. E foarte frumos să vezi un polițist pe bicicletă cu un fluier după el, mergând în intersecția de la Arcul de Triumf la intersecția de la Casa Presei. Care e problema? Ce nu poate să ajungă? 10 minute faci, nici 10 minute dacă merge pe lângă bicicletă. Dacă merge pe bicicletă, face 3 minute. Ce vă trebuie, mă, BMW-uri de 32.000 de euro? Nu vă mai săturați? Că-s luate de la BMW, de la prietenul domnului Iohannis, cum zice toată presa în momentul de față, speculând că ar fi vorba și de o licitație cu dedicație, noi nu băgăm mâna în foc, cum am putea. N-avem dovezi în acest moment. Da. Ne întoarcem după publicitate. Da, aș vrea să vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce difuzăm în momentele următoare. Un discurs al atât de hulitei Georgia Meloni și vă rog să încercați, dumneavoastră, cei care sunteți acum în fața televizoarelor acasă, dar poate și cei din studio, dacă n-au văzut acest discurs, să vedem unde este extremismul din ceea ce declară Georgia Meloni și de ce este automat un personaj politic a Georgia Meloni băgată sub o etichetă din categoria fascistă, extremistă, extrema dreaptă ajunge la putere în Italia. Zău, măi, așa arată extrema dreaptă? Ia priviți. Perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce, perché è la nostra identità. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria, il consumatore perfetto. E questa è la ragione per la quale... Questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo piaccia o no, ha del sacro. Lo difenderemo, difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai
schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa, vediamo se ve lo trovo, fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4, spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori, siamo pronti, grazie. A? Cam cum sună? Eu zic să o condamnăm. Eu zic să o declarăm criminal împotriva umanității pentru că a atentat la toate la toți tâlpii globalismului, pe toți a luat la rând, de la consumatorul perfect, de la identitatea de gen, speculatorii financiari. Da? Deci este fix ceea ce noi vorbim de atâta vreme. Că nu se mai poate, s-a apăsat atât de tare pedala pe noi, să nu uităm, poate domnia Meloni, doamna Meloni va vorbi și despre celebra vaccinare obligatorie, despre care vedem acum că n-a fost altceva decât un mega business financiar. Adică 8 milioane de doze de vaccin care acum trebuie distruse în România. Da. Fraților, suntem nebuni? Da. Da! Am dat banii pe ele, o căruță de bani, acum dăm alți bani să le distrugem? Nu sunt doctor. Și înțelegem... Eu zic că am fost salvați de vaccinurile. Ok. Da. Adică, dar până la urmă, de multe? Înțeleg că e o problemă cu obligativitatea acelor vaccinuri și că, da, nu trebuia poate să fim obligați, oricum noi nu ne-am dus la vaccinare. Dar chestiunea este că niciunul din platou nu cred că este doctor, medic, să poată spune într-adevăr dacă a fost eficient sau nu. Nu e vorba de eficiență. Eu pot doar să spun că am făcut toate trei dozele și posibil să mă fi salvat. Am făcut toate trei dozele, dar recunosc, n-am făcut niciuna. De cantitatea care s-a cumpărat, de altă parte am un om care a murit refuzând să se vaccineze. Nu despre asta vorbim, nu vorbim despre asta. Discutăm de cantitate. De ce atât de multe? De ce cu contracte secrete? E altă discuție, cred că e altă discuție. Asta e discuția pe care am lansat-o. Iar faptul că e o afacere, un vaccin, de ce ne miră? Până la urmă, niște oameni au investit în tehnologia din spatele lui, niște oameni cheltuiesc niște resurse să se producă. Orice lucru trebuie să fie tratat în primul rând ca o afacere, pentru că atunci când nu o faci, ajungi la niște lucruri din astea, cum să spun eu, care nu funcționează în societate, da? Tragem de acel institut Cantacuzino, poate și pentru că nu-l privim ca o afacere. Putem să-l privim ca o afacere. Nu, mai ăla e mor și îngropat. Deci tocmai, că am făcut și acolo niște greșeli. România, iarăși, părinții și bunicii noștri, dar ar putea să stai. Adică vreau să-l întreb, domn profesor. Nu, dar are dreptate, are perfectă dreptate. A renunța în a mai fi oameni, adică bărbați, femei, e o afacere, a renunța a mai avea religie, să fim creștini, e un business, a renunța a mai avea identitate națională. E un business, aveți perfectă dreptate. Totul e un mega business astăzi. Și iată, ghiciți ce? Niște oameni adevărați se opun. Spun nu! Nu mai vrem să fim niște cifre în mega business-urile mondiale. Vrem să fim oameni, vrem să avem dreptul să mergem la biserică, vrem să avem dreptul să nu vedem, să nu fim atacați din chestiunea identității de gen, vrem copiii noștri să-și aleagă liber cu cine să căsătoresc, nu să ne le spună cineva, vrem să nu mai vedem travestiți și dezbrăcați pe stradă în miezul zilei, că ni se par chestiuni de moralitate astea și nu de business. Adică business-ul e business, clar omul e om. Adică haide să le separăm. Clar că există o falie astăzi între politician și omul de rând. Cu siguranță că există. Cu siguranță există o discuție și o dezbatere legată de moralitate și de ceea ce se întâmplă în societate, valori morale versus libertate. Exact cum discutam în pauză. Libertate fără moralitate nu există. E în van să dai libertate unor oameni care stau foarte prost pe parte de moralitate și problema mare este însă ca nu cumva să credem că niște politicieni pot să facă acest balans, această balanță foarte sensibilă între libertate, moralitate și că soluția e tot în mâinile lor. Să nu cădem în permanenta asta iluzie că de fapt problema ne-o poate rezolva un supratătuc, că nu poate. Domnul profesor, eu nu dau atât de mult politicienilor că sunt de dreapta, că sunt de stânga. Soluțiile până la urmă nu sunt neapărat în politică. Vreau să înțeleg un lucru, pentru că v-am văzut urmărind discursul Georgiei Meloni. Ea vorbește acolo la niște un moment valori. De valori odată și vorbește despre niște speculatori financiari.
Da, aia vreau și eu să comentez. Da. Asta vreau să discutăm. Cine sunt, domnule profesor, acest speculator financiar? Pentru că ceea ce trăim noi în momentul de față, la ora asta, în criza energiei, în faptul că, dau acest exemplu banal, în țara Mioriței, cașcavalul mai e puțin și costă cât rata la mașină, da? Adică ajungem la nebunii, la aberații de genul ăsta, undeva cineva speculează financiar intens acest moment. Cine? Vedeți, dumneavoastră, e complicată povestea, dar încerc să o explic simplu înțeleagă cetățeanul. Deci prosperitatea astăzi poate veni din trei direcții la nivel de individ. Noi de aici, din studio, ne putem, tot timpul explic treaba asta. Noi ne putem apuca de îmbogățire în trei feluri. Forma clasică presupune să ne apucăm să cultivăm cartofi. Ne ducem, învățăm să cultivăm cartofi, ieșim cu ei în piață, ne lovim de concurență, ne lovim de toate problemele. Ăsta este antreprenorul real. Ei bine, astăzi, pe lângă treaba asta, mai există doi antreprenori care nu produc mare lucru în societate. Unul dintre ei este antreprenorul fiscal. Ăsta vine și politica. Alți doi sunt politici. Ăsta este economic, primul dintre ei. E ăla original, da, genuine entrepreneur. Ei alalți sunt politici. N-au nicio treabă cu economia. Ce fac ei? Unul dintre ei este cel fiscal. Vine și spune, băi, e greu la cartofi. Unul dintre noi zice, ia să pun eu taxă pe alalți trei. Și da, n-au voie să cultive cartofi decât dacă le dau eu voie și dacă îmi plătesc mie taxă o parte din profiturile de la cartofi. Vinzi, nu vinzi, tu trebuie să-mi dai mie taxa. În lumea modernă în care trăim noi, însă a apărut și s-a dezvoltat o a treia categorie de antreprenori, odată ce am denaturat natura monedei, am umblat la monedă. Moneda astăzi a devenit, nu mai este aurul, cum era până prin primul război mondial, adică acum 100 de ani, am trecut de la aur la o monedă pe care o tipărește cineva și pe care o expandează cineva. Artificial, fără să mai ține legătura cu rezerva lumea reală. Și atunci acești oameni sunt așa numită categorie de antreprenori monetari. Ei se uită la noi aici și zice, bă, e greu la cartofi. E greu cu taxele care trebuie votate. Și noi trebuie să votăm taxele pe care le punem pe noi. Și atunci au inventat tiparnița de bani. În spatele tiparniței de bani au apărut, evident, și niște industrii care sunt foarte aproape de tiparnița de bani și se adapă de acolo și multiplică toată treaba asta. Deci, parțial, are dreptate. Unde nu are dreptate, însă, doamna în cauză, nu are dreptate la următorul lucru. Italia este una din cele mai îndatorate țări din lumea 150%. Asta. 150%. Da. A doua poziție după Grecia, probabil e următoarea Grecie. Îndatorarea de 150% din PIB-ul Italiei nu s-a ajuns la ea fără speculatoria aia financiară de care vorbește doamna. Dar America nu e o țară foarte îndatorată? Nu atât de îndatorată ca Italia. Este da, și ea. E pe foarte îndatorată. Da, da, de exemplu, Japonia este 250% din PIB. Așa, și? E cineva datorie, care nu trăiește în momentul de față bătătorie? Această datorie, mai devreme sau mai târziu... Eu tot îmi pun întrebarea de unde n-ai să iau banii ăștia. Asta care, zic. Cineva trebuie să-i dea. Da? Această datorie tehnic nu poate fi plătită decât din două surse. Fie produci inflație și dai banii înapoi dintr-o tiparniță, da. Adică îi produci artificial și îi pui în brațele celor care te-au împrumutat și le spui, dragilor, uite, ăștia-s banii. Restitui, da. Dar produci o inflație din asta nasoală rău de tot. Sau din taxare. Crești tot timpul taxarea încercând să dai înapoi din datorii. Dar se vede că taxarea în țările dezvoltare a tot crescut. E mare. În Statele Unite îți ia pe o moștenire 80% din moștenire. Vă dați seama că în cazul ăsta ei nu pot plăti datoriile din creșterea taxării, că deja a ajuns sufocantă în foarte multe țări dezvoltate. Deci creșterea taxării nu există ca soluție, iar inflația vedem astăzi ce provoacă. Vedem ce rele provoacă și ce suferințe provoacă. Nu e sustenabilă nici treaba asta. Eu nu de inflație mă tem în acest moment, iertați. Da? Deci eu mă tem de ticăloșia unui sistem care este amendat, dacă vreți, acum de electoratul din Italia. Da? Electoratul din Italia nu dă inflație, este momentul de... Discursul Giorgio Meloni n-a fost neapărat pe inflație, pe nu știu ce. Păi da, dar problema mare a fost pe acele valori de care vorbeam mai devreme, care... În lumea asta globalizată profund, la un moment dat, au luat-o razna, au luat-o pe un drum realmente razna. Da? Doamna Ursula von der Leyen, mie mi se pare că împreună cu echipa ei de la Bruxelles, era să zic gașca, dar nu vreau să-i jignesc, da? Echipa ei de la Bruxelles, mi se pare că trăiesc într-o lume complet paralel.
Ei nu sunt, în momentul de față, cum să zic, în contact cu talpa țării. Da? Și atunci se trezesc cu rezultate din categoria celor de la, din Italia și zic, domnule, cum a crescut ăla de la 4%? De la 4%. Da? La cât? 26. 26, o să ducă și mai mult la redistribuire. La redistribuire. Și mai mult. Da? Doamna von der Leyen, doamna von der, un singur lucru, acum două săptămâni și-a mărit salariul cu 30.000 de euro. Ca să completăm tabloul. Deci, atât de departe sunt. Foarte performantă. Dom'le, și-a mărit salariul. Iar dacă n-au soluții, domn profesor, care dacă n-au soluții, să pleci acasă. Păi asta e problema, că sunt atât de complicate aceste probleme, încât nu cred că venirea unui nu om contează. Nou nu le rezolvă. A, adică eu stau aici și blochez tot, că știu eu că nu poate nimeni. Nu. Eu, nu o să plece de bună voie, o să plece cu fâci și topoare. E nevoie de niște reforme profunde, pe care, părerea mea, nu există astăzi vreun lider politic sau vreun politician să și le asumă. Uitați-vă în România. Nici în România, da, o țară mai mică, cu probleme mai mici. Avem și noi probleme mai mari, dar ca dimensiune sunt mai mici, da? Nu vedem politicieni curajoși care vină să spună, domne, păi, trebuie să tăiem în carne vie. Pierdem alegeri, ieșim afară. Profesor, înseamnă că ce vedem noi acum și numesc ăștia extremism, iertați-mă, în condițiile astea, dacă dumneavoastră veniți și spuneți că nu există soluții, că lucrurile sunt complicate, asta e pistol cu apă ce vedem noi acum. Înseamnă că o vin într-adevăr în următoarele alegeri, de până în 2024 încolo, da? Când problemele de acum care par grave vor fi cangrenă curată din 2020. Da. Scadența e așa, o împingem ce e acum, încă mai trăim din ce mai avem la saltea, din ce s-a mai putut, din ce am mai adunat, din ce mai e până hambare, ca să spunem așa, mai un grâu, mai cu tare, mai așa. 2024 deja o să fie, orizontul 2024 este complicat. Și anii care vor veni după 2024. Singura salvare a Italiei este că Italia, spre deosebire de noi, chiar are industrie, chiar are... Da. Proprietate privată. Gândiți-vă aici, ce proprietăți private aici, sunt sigur, acolo. Aici, domn profesor, în primul rând, haideți să ne înțelegem. Italia, ca și mari țări, sunt în zona euro. Împrumuturile și inflația lei sunt exportate în toată zona euro. La noi, inflația, cum nu, este exportată, zona euro. Și cumpără, crește la el sau ceea din Germania, trece granița și ea, nu e problemă, vin tirurile. La noi, pe tot ce la noi, zona euro. La noi sunt exportori, în cerc închis. Zona euro este mare, sunt puternică. Sunt către noi, dacă vreți, da, putem discuta. Dar la noi, în schimb, o inflație galopantă într-o țară unde avem o monedă, cum o avem, este dezastroasă pentru noi. Trei, noi avem într-adevăr doar o datorie de 160 de miliarde, un 50% din PIB, cât o fi PIB-ul, că aici e o discuție destul de amplă, cât este exact. Dar la noi nu mai cu ce-o plăti. Resurse nu mai avem, comerț nu mai avem, bănci nu mai avem. Deci nu ne comparăm absolut deloc. Aia e discuția, da. Absolut deloc cu aceste țări, cu ați început să spuneți. Ei au datoria asta, dau și suportul de plată și sunt asigurați. Noi cu ce suntem asigurați? Dacă mie spuneți România în acest moment, prin deciziile ca să ia... Cu ce poate plăti împrumuturi de 30-40 de miliarde de euro anual, nu se replătească, că nu se vor plăti niciodată. Se rostogolesc. Se rostogolesc. Dar cel puțin să ajungem să ținem pasul cu dobânzile care trebuie plătite anual. Din ce? Eu nu identific, noastră sunteți de meserie în domeniul ăsta, dar eu nu identific, v-am zis de ce. Resurse nu mai avem, comerț nu mai avem, bănci nu mai avem. Deci nimic care să producă bani. Sigur că avem o problemă că nu investim din aceste datorii. Noi ne împrumutăm pentru consum. Modelul nostru este mai degrabă să creștem consumul cu orice preț. Mult se duce spre importuri. Nu avem această producție de care spuneți dumneavoastră. De acord cu dumneavoastră, nu suntem Italia, cu siguranță. Nu avem puterea lor economică. Dar pe partea cealaltă, ce am vrut eu să spun, că în acel discurs se înfierau speculatorii financiari. Să nu uităm că expandarea statului pe parte de datorie publică la nivelul Italiei nu s-a putut fără acei speculatori financiari. Deci primii cu care au speculat acei speculatori financiari, primul este statul italian, pe care l-a tot împrumutat, l-a tot îngrășat. Și vă revin la statul american pe care l-ați evocat. Cu siguranță. Să nu uitați că dolarul a explodat și trebuie să-i spunem oamenilor de ce a explodat dolarul în trei zile. Să nu uităm că
cel mai mare exportator către Europa de petrol și gaze este America la ora asta. Da. Că îl ia din Irak, că îl ia și îl mută la noi, e un alt economia subiect. Economia americană rutele, merge bine, da? Bineînțeles, rutele au crescut. Bravo, America! A, venim și spunem acum, păi, gazul lichefiat, păi din America luăm. A, că luăm și din Omar, Qatar, Bahrain, din zona Orientului, când luăm. Păi eu când auzeam că Joe Biden s-a dus la prințul Arabiei Saudite și ăla l-a dat cu flit, eu mă uitam așa cu milă la cei jurnaliști și văd că erau și analiști aici și la tine, nu la tine în platou. Dom'le, Biden s-a dus la ăla să-i spună numării producția să scazi prețul. Scazi prețul, scade și mie. Hai să ținem prețul sus. Scade și mie prețul. Hai să ținem prețul sus. Să nu, asta cu povestea, normal că au ținut și ei un pic galonul sus, dar l-au stabilizat, stați liniștiți. Atât timp cât exportă petrol. Deci au petrol să-și permită să-și țină. Să nu uiți că totuși e un Irak care a fost cel mai mare producător de petrol din Golful Persic. Statele Unite e atât de dependentă de problema Rusiei, cât este dependentă războiului de acolo, cât este dependentă Uniunea Europeană. Deci, cu siguranță, faptul că astăzi vedem un euro mai America slab, nu e dependentă deloc de... pleacă de la această problemă a dependenței față de conflictul de acolo, care, în cazul economiei europene, dependența e mai mare. Dar vreau să vă spun însă următorul lucru. Ce vedem astăzi, apropo de monedele lumii, că spuneați înainte de pauză că discutăm de ce s-a prăbușit lira sterlină, de ce s-a prăbușit euro, de ce dolarul e puternic. Dolarul, avem într-adevăr o explicație care vine pe parte de exporturi, avem într-adevăr o explicație care vine pe partea aceasta a legăturii cu conflictul, dar cea mai directă legătură pleacă tot de la inflație. Tocmai ce înainte de a intra în emisie, în pauză, am avut timpul să verific inflațiile. Inflația și se verifică cartea de economie la literă. Inflația în SUA în momentul de față este pe trend descendent, a scăzut de undeva de la 9% către 8%, e 8,29 astăzi la dolar, dar e în trend de scădere. Inflația în zona euro este undeva către 9%, 9,1-9,2, trendul este ascendent. În Marea Britanie, inflația este astăzi 10,1%, trendul este ascendent. Deci vedem două zone, lira și euro, cu inflație în ascensiune, în timp ce în zona americană inflația vedem că este în scădere. Există o teorie foarte, foarte clasică deja în economie care spune ceva de genul următor. Deprecierea unei monede prin comparație cu o altă monedă pleacă de la diferența de inflație între cele două țări care au monedele respective. E complicat, dacă, domnul. Mai simplu, nu, vă pot spun simplu. Dacă inflația, prețurile în zona euro cresc mai mult, mai rapid decât în Statele Unite, euro se depreciază. Dacă prețurile în Marea Britanie cresc mai repede decât în Statele Unite, se depreciază lira sterlină. Exact asta vedem astăzi. Inflație mai mare la liră, inflație mai mare la euro decât la dolar. N-ai cum să nu ai pierdere de valoare la cele două monede. Este un lucru pe care ți-o spun. De asta spun că la leu e o ciudățenie. Și am spus-o tot timpul că trebuie să fim foarte atenți cu leu, pentru că leu astăzi, din punctul meu de vedere, este supraapreciat. De ce? Este nu o poți greșeală, să ai inflație la 15%. Domnul profesor, este o greșeală ce au făcut că de un an de zile țin leu la 5 lei. Nu pe alți. Este cea mai mare leu. Greșeală, pentru că noi ne ducem și cumpărăm produse, pentru că noi consumăm 80% din import. Se ieftinește importul, da. Se ieftinește importul. Cea mai mare lei, greșeală, da. Nu mă pricep. Poate vin analiștii și spun, dom'le, vorbești... Nu, nu, se ieftinește importul, aveți dreptate. Deci, noi ce facem? Noi băgăm bani în... Crește deficitul de balanță comercială, sigur că cu siguranță, da. Din această supraapreciere a leului. Se menține, adică explodează prețurile la gaze, la energie, la peste tot și leul nostru se apreciază. De acord. Păi ce putere, ce vindem noi? Dar vedeți că față de dolar nu se apreciază? S-a depreciat față de dolar. Aici sunt niște explicații. În primul rând, nu ne intră mulți dolari în economie, pentru că noi depindem cam 30% de dolar. Ne intră, în schimb, foarte mulți euro. PNRR și așa. Deci avem o baltă de un lac de euro
și nu avem dolari pe care să-i folosim pentru a apăra cât de cât cursul de schimb, să-l ținem artificial, cum am zis. Bun, noi. Cursul nu este numai la noi, o creșterea dolarului numai la noi, e și în Germania. Și bine, dar pe euro noi avem apreciere. Cum explicați, de exemplu, această apreciere când noi importăm mai mult decât... Nu știu, trebuie să eu spun că e o greșeală. Și noi știm amândoi că nu este o apreciere naturală. Nu, e clar că se contrazice. Bun, dincolo de chestiunea aceasta, bătălia monedelor, eu aș vrea să revenim puțin cu discuția la bătălia economică în general în acest moment. Mie nu-mi iese din minte, l-am auzit de mai multe ori, pe George Friedman vorbind despre faptul că Uniunea Europeană este un eșec. O spun însă doar pentru a-l cita pe Friedman, pentru că nu îi împărtășesc părerea, nu cred că este un eșec, dar cred că este o structură care, cel puțin din punct de vedere economic, mai ales în ultimii ani, a ratat țintele, ca să zicem așa. Da? A ratat țintele, cel mai mare proiect este acum acest PNRR, nu știm cum se va duce, ce se va întâmpla cu el, dacă va fi un succes, dacă nu va fi un succes, dar Uniunea Europeană s-a uitat mai puțin la economie în anii din urmă, da? Și mai mult la chestiuni ideologizante. Fie că vorbim despre agenda Green Deal, fie că vorbim despre chestiuni din categoria genul și așa mai departe. Nu, sau așa. PNRR-ul, ca și proiect european, datează din pandemie. N-a avut nicio legătură cu conflictul. Ani, eu vorbesc nu de ultimii 2 ani de zile. Ei au făcut PNRR-ul pentru pandemie și vrem să-l aplicăm acum când am intrat în criza energetică masivă. Ceea ce constat însă în acest moment este că există această bătălie economică între America și Uniunea Europeană. E o bătălie economică. A fost tot timpul, da, în toate chestia. Cu predilecție, deci după Maastricht în 1992 s-a încheiat deja războiul rece, s-a căzut cortina de fier. De atunci Europa ușor și-a abandonat propriile interese, propriile proiecte și s-a așezat în ce și sigur în siajul politicilor americane. Pentru că noi suntem cu Europa astăzi aici după 30 de ani de politică, de siaj al politicii americane. Eu nu blamez politica americană, dar cămașa e mai aproape de trup. Dacă o să ne uităm, o să facem o analiză la scara planetei. Păi, dați-mi voie să vă spun, China nu e în criză energetică, India nu e în criză energetică, America nu mai e... Nu sunt modele, nici China, nici Rusia. Lăsați-mă să închei. Eu n-am spus că nu vorbim de democrații. Dar care e modelul, domn profesor? Acum să fim serioși, dacă luăm China și Rusia drept model... Dar care e model? Dați-mi asta, care e model? Sunt niște sisteme care nu sunt libere, nu sunt... Deci dacă noi am vorbit la masă, la o masă, la o televiziune din China, ce vorbim aici... Nu ești de aia, nu ești. Plătești și glonțul. Exact. Dian, stai puțin. Iartă-mă, Ciprian. Dați-mi unde să mă uit eu astăzi, da? La ce model economic din lumea asta să mă uit să spun, bă, e interesant ce se întâmplă acolo. Cu siguranță ar trebui să ne uităm la sistemele care sunt mai libere decât ale noastre. Care? Păi e suficient să vă uitați. Păi, de exemplu, dacă ne luăm după indicele libertății economice, de exemplu, țările nordice sunt în top. Toată lumea vorbește despre modelul norvegian-suedez uitându-se la taxarea de acolo, care este mare. Dar să știți că pe libertate economică ei stau foarte bine. Haideți să luăm topul libertății economice, ne uităm care țări sunt mai libere și poate că n-ar strica să mai urcăm un pic în topul ăla. Domn profesor, aveți perfectă dreptate. Noi nu ne putem uita la... Nu uitați că Norvegia are o producție de petrol și gaze și un venit financiar din vânzarea petrolului și petrol și gazele norvegiane fiind de stat. Am divagat într-o zonă și nu mai puțin că au bani mulți. Am fost și am întrebat și eu în Norvegia: "Ce faceți, mă, cu petrolul ăsta?" Și mi-au spus așa: "Îl punem în investim pentru generațiile viitoare." Spun eu că ia discursul meu de la Roșia Montană când a spus: "Luați modelul norvegian." Am discursul din serat. Toți banii n-au voie să umble această generație. De asta spun, pentru sunt generațiile cont viitoare. Public. Am spus. Dacă n-ai voie, dacă construiești o grădiniță, toată țara știe că s-au luat banii aia pentru grădiniță. Da. Deci... Bă, dar norvegianul, iartă-mă, nu cred că își cumpără în momentul de față BMW 600 de bucăți pentru poliția norvegiană. Bă, nu cred. Aici. Iertați-mă. Deci, cred că norvegianul nu cred. Haideți să ne uităm un pic în niște topuri la care noi nu ne uităm. Există un indice al corupției.
Există un indice global al statului ia de drept. Ia mai dă-ne naiba, domn profesor. Păi, eu mă uit la nivelul de trai și mă uit la felul în care se întâmplă lucrurile în lumea asta. Da? Păi haideți să vă dau un exemplu. Da? De ce crește economia Indiei? Haideți să vă dau un exemplu. Da, vă răspund și la asta, de ce direct. Crește, da? Deci dacă ne uităm în indici... De ce China a ajuns în câțiva ani să amenințe din punct de vedere economic supremația statelor Unite? Haideți să vă dau un răspuns scurt, că na, dacă ne uităm în topul ăla al indicelui libertății economice, la secțiunea construcții. Da? Partea de libertate în construcții, sectorul în construcții. România este pe locul 160 în lumea asta. Asta înseamnă că sunt 159 de țări care fac mai bine decât noi lucrurile în domeniul construcțiilor. Alegem una, domnul Turcescu, din alea de deasupra și tot e mai bine. Pe domeniul ăsta, scurt. Deci ideea este că noi nu luăm exemplele bune din alte părți. Noi pur și simplu rămânem fără nicio reformă într-o zonă din asta, fără libertate, cu multă corupție, fără stat de drept, fără democrație. O Europa este astăzi un eșec din punct de vedere al funcționării. Azi ni se cere să stăm în frig, să facem foamea, să ne trimitem... Și dumneavoastră înțeleg prelegeri despre... Păi nu mi se cere Eu ceea ce vă spun este că Europa este pusă singură. N-am dat exemplu Rusia sau China, sub nicio formă, dar am spus că Europa este pusă să plătească prețul politicilor americane. Ascultați-mă puțin. Și ni se cere să înțelegem sacrificiile. Eu vreau să vă întreb, față de celelalte crize economice sau grele ale acestei planete, ce s-a întâmplat, domnule, în Europa? Deci, dintr-o dată a venit criza. Au atacat rușii ucrainenii? Despre asta e vorba? Deci, haideți un pic deci să avem o criză de supraproducție. Am înțeles ideea asta. Avem un război. Ce avem? Da, de ce trebuie să ne sacrificăm? De ce? Și în prima parte, emisiune, nu eram aici. De ce trebuie să ne sacrificăm? Da, ideea e în felul următor. Prețul energiei electrice din România nu se datorează Uniunii Europene. Mari. 80% din energia electrică din România se produce de firme ale statului român. Hai să vorbim de Europa, lăsați România. Dar de ce? Haideți să vorbim, că îmi spuneți mie că stau în frig datorită Europei. Stau în frig datorită unor companii de stat în România, populate de niște oameni inconștienți în consiliile de administrație. Care ni se cere să facem asta de către de la Bruxelles? Cum ni se cere dacă ne-a spus să stăm la 19? La frig, dumneavoastră vă permiteți 5 lei pe kilowattoră? Dar de ce e prețul ăsta? Păi, pentru că 80% din companiile din România de stat pun prețul ăsta pe energie electrică. Și unde să duc bani? Din producție este în compania statului. Bugetul statului român. Da. Nu, dar vă spun ceva. Ați auzit-o pe Ursula von der Leyen la Consiliu acum o lună? Da. Acum o lună a spus, vom plafona la 180, nu mai puțin. Nici asta nu. Ne gândim foarte bine cum vom face și la următorul consiliu din septembrie poate luăm o decizie. Deci Europa e aruncată în aer, ei de un an de zile și să gândesc, acum și-au dat seama în august, Ursula von der Leyen, declarațiile publice, că vor discuta la consiliul din septembrie să facă 180 plafonare la producători să reducă, ce ne vom gândi până atunci că e un lucru complicat. Ăsta-i lideri, ăștia-s liderii europeni. Dați-mi voie că vreau să vă dau dreptate un pic, dar un pic cu nuanță. Ăștia-s liderii europeni. Uniunea Europeană, când a fost creată, mă rog, inițial nu s-a numit Uniunea Europeană, ea a fost creată imediat după război. Au uitat de oțești de cărbune. Da, da, cu un scop. Pe care s-au apucat de LGBT și de asta, dar lăsați-mă să zic ideea pe la cap. Deci ei și-au atins scopul ăla. Au creat o piață unică, unde există niște libertăți, libera circulație a persoanelor, bunurilor, toată partea, patru libertăți. Deci ei au zis, domnule, în interiorul Uniunii Europene să putem să facem niște lucruri mai liber, să nu ne mai batem pentru niște lucruri, să cooperăm. Problema mare este însă spusă de dumneavoastră și spusă aici în platou, că de la o vreme încoace, proiectul european nu mai este despre libertăți și despre libertate, ci este mai degrabă despre îngrădirea acestor libertăți sau nuanțarea acestor libertăți. Iată cum... Adică curentul să nu mai circule liber între cele care sunt țările, trebuie să circule verde. Ce schizofrenie! Adică vorbesc nu despre liber, extremism, dar verde. Niște bruxelezi care de ani de zile deja
limitează drepturi, libertăți, libertăți de exprimare, libertăți de mișcare. Deturnează. Și ei vorbesc, nu, asta fac în momentul de față și ei arată către alții și spun aia Meloni din Italia este extremistă și fascistă. Păi măi, Ursulo, voi sunteți aia care dă niște... voi nu desecretizați contractele de achiziție de vaccinuri. Voi sunteți cei care ați impus restricții de circulație. Voi sunteți cei care impuneți cenzură. Voi pregătiți o lege a presei la Bruxelles prin care cine scrie altfel decât vreți voi nu va avea voie să scrie sau să vorbească. Voi pregătiți toate aceste voi chestii. Voi puneți acciză pe energie. Voi nu puneți sancțiuni rușilor. Corect, trebuiau sancționați pentru invadarea Ucrainei, dar n-ați avut alternativă. Exact. N-am auzit o voce să spună, perfect, sancționăm Rusia, dar ce facem cu economia, frate? Nu, vocea mai fost, dar au zis, ce sunteți putiniști, da? Proruși. Adică, da? Dacă adică... depinzi economic da, de importul de hidrocarbură ieftin din Rusia, ce faci, mă sacrific? Eu am făcut o analiză într-o seară la o televiziune vis-a-vis de capacitatea de a renunța a Germania tuturor țărilor pe rutele de gaz venite ca rute alternative spre Europa, inclusiv pe acele LNG-uri. Și eu stai cu Putin. N-am nicio treabă. Eu da. Sunt pro-Europa, pro-Europa. Da, un singur lucru, să fiți atenți, că nu va fi o iarnă ușoară. Oho, suntem la finalul poate acestei ediții. La final... A, da, poate... A spus asta vreau să rostesc cu tărie că vreau să ne recăpătăm vocea, măi oameni buni. Vreau să ne recăpătăm vocea. Felicit poporul italian pentru alegerea pe care a făcut-o. E dreptul lui. E decizia lui, sigur, cine sunt eu? Un realizator de televiziune din România. Da, așa, ca idee, italian. Bravo, felicită. Vedeți voi ce faceți. O fi bine, o fi rău. Aveți dreptul ăsta de a vota pe cine credeți voi de cuvință. Dacă guvernul ăsta se formează, să-i dorim succes, ce-ar fi să vezi peste vreo 2 ani de zile ăștia care au scrijelit pe toate site-urile și pe toate, prin toate postările, extrema dreaptă, la putere în Italia, să-i vezi că zic la un moment dat, bă, știi ceva? Ia uite-vă că se mișcă lucrurile în Italia din punct de vedere economic, mă. Ia uite-vă că își revin ușor, ușor. Și să zic că atunci, Giorgia Meloni... No, președintea Comisiei Europene. Mai bună decât Sana Marin. Să vezi, mamă, vreo chestiune de genul ăsta. Hai că o să avem de discutat și mâine seara de la aceleași ore 21. Toate bune!